Că în fi momentul cu virul și testamentului de așa și testamentul va putea mai azi. Întotdeauna a încercat să acopere boala asta care îl măcina pe el. M-am dus la el și mama lui era destul de bolnavă. Și zice, doamna Merișoreanu, doamne, să nu moară băiatul meu înaintea mea. Ai, doamnă, dar cum vorbiți așa? E foarte bolnav. Nu v-a spus? Zic, nu. Zic, bă, da, așa, văd ceva la el, așa. El spunea, eu vedeam că el nu prea mănâncă, mai venea la mine la masă, îi făceam. Și pe urmă, câteodată, zicea, nu mă pot abține de dulce, la dulce mâncare. Și când mi-a dat vestea, eu eram până pe la Hațeg, când a murit mama lui și m-am dus la mormântare la Curtea de Argeș. Dom'le, era distrus complet. Și atunci, după vreo 4 zile, l-am sunat, mi-a răspuns Nicușor și am spus, vreau să vorbesc cu el, vin la el sau ce, nu lasă, îl aduc și îl las la dumneavoastră, că eu am treabă. Și a venit și am stat mult de vorbă cu el. Să știți că el știa de boala care o are, știa că mergea și spunea, m-am văzut că el nu mănâncă. El mânca covrigei, bea apă, tot timpul umbla cu ceva dulce, că cea că îi scade glicemia și... Dar una peste alta, regret enorm că a plecat prea repede dintre noi, pentru că Aurelian avea viața mult înainte. Îl admir enorm de mult pe Nicușorul Iordan, că și-a luat rolul de părinte vis-a-vis de Ana Maria, de fiica lui, pentru că destul de dezorientată a rămas Ana Maria după moartea lui taică-su. Deși se lupta cu boală de mulți ani de zile, a dus-o pe picioare mult și bine și cred că o mai ducea și astăzi. Dar cu adevărat un declin major și dacă vrei, la 360, la 180 de grade s-a schimbat dramatic în momentul când mama lui a murit. Nu a conceput așa ceva, pentru că și-a iubit mama, cred că mai presus de toate persoanele după fața pământului. Treceam pe la mormântul părinților lui. Am fost și la parastasul mamei lui și la mai multe evenimente de genul acesta, dar de câte ori mă duceam acasă și aveam timp, treceam pe la mormântul părinților lui și aprindeam o floare și le puneam flori și făceam poze și îi trimiteam. Și îi trimiteam flori ca să nu se le emoționez sau, nu știu, din mândria mea. Pur și simplu să-și dea seama că sunt oameni care sunt alături de suferința lui. Pentru că și eu am trecut prin asemenea momente, mi-am pierdut părinții și știi, când îți pierzi unul din părinți, rămâne celălalt și mai ai așa o jumătate de alinare și de bucurii și de lacrimi și pe umărul cui să plângi, dar când pleacă și cel de-al doilea părinte, este o ruptură extraordinar de mare și o suferință pe care o trăiești numai atunci când ți se întâmplă. Cântecul ăsta care l-a făcut pentru mama noastră ne emoționează până la lacrimi. E o suferință care noi, dacă ne priveam unul pe celălalt în ochi, ne știam că eu sufăr sau el sufere. Strig, măicuță, către cer, of, mamă, vreau înapoi să te chem. De când nu mai ești cu mine, mamă, mă arde dorul de tine. Mă simt
singur și străin, cu suferință și chin. N-am cui să-i spun când mă doare, când mi-e somn și când mi-e foame. Oricine m-ar mângâia, nu are căldura ta. Unde ești, măicuța mea, să-mi alini durerea grea, mă? În momentul în care el și-a imprimat primul album, v-am spus, nu a fost chiar la nivelul vocal la care și-a dorit. A fost primul album. Din punct de vedere orchestral, a fost extraordinar. Pentru că Dorel Manea era un profesionist, era un maestru. Însă vocal nu a ajuns acolo unde a trebuit. Și el a știut, a conștientizat acest lucru. Și anumiți, să zicem așa, zici prietenii, au vorbit despre treaba asta. Adică faptul că nu e chiar atât de bun vocal. Și nu au văzut în el un viitor interpret de muzică populară, ce să mai vorbim că un viitor realizator de emisiuni folclorice care a scris istorie pentru muzica populară românească. Nu vreau să dau un nume acum de cei care... pentru că a fost trădat de prieteni destul de grav, să zic așa, dar a știut de fiecare dată să... nu să îi îndepărteze, ci să îi facă să înțeleagă că nu mai au ce să caute în jurul lui. Dar nu aruncând cu răutate sau cu aceeași monedă, ci doar spunându-le că mie îmi pare rău că tu ai făcut acest lucru, dar din momentul de față nu mai poate exista o prietenie dintre noi, pentru că probabil nici ție ca persoană nu ți-ar fi plăcut să-ți fac ceea ce mi-ai făcut tu mie. La început, când Aurelian era pe val, ca să spunem așa, a avut foarte mulți prieteni pentru că el era foarte deschis. Și interesul era foarte mare, mă refer din partea soliștilor. Toată lumea era prietenă cu Aurelian Preda. Pe urmă, sigur că încet, încet, prietenii au început să fie triați și de către el, că încet, încet și el a văzut mai greu, pentru că având sufletul foarte bun, era foarte deschis, câteodată era ca o carte deschisă, dornic să spună niște lucruri, să poate chiar puțin naiv. Și la un moment dat își dădea seama, dar își dădea seama prea târziu, când răul era deja făcut. Câteodată îi mai spuneam, Aurelian, ai grijă, pentru că am auzit unele lucruri și ar fi bine să nu. Nu să nu vorbești sau să ții dușmănie, dar să fii puțin mai reticent și să nu-ți mai deschizi sufletul atât de mult. Cora, mie nu mi-e frică de nimeni, îmi spunea, nu mă interesează, asta e, eu spun ce simt și dacă într-adevăr mă trădează, nu mai vorbesc cu persoana respectivă, dar... asta e. Probabil că îi plăcea să acorde acea șansă de 100% când vezi un om. Așa este corect. Puțin procedează în ziua de astăzi, pentru că toți sunt suspicioși, oare să nu spun, să spun atât, și atunci nu-l mai vezi în măreția lui ca și om. Și de aceea ar trebui cumva să luăm exemplul lui. Adică, într-adevăr, să dăm omului din fața noastră șansa de 100% de a fi cunoscut. Și pe urmă să băgăm forfecuța, cum s-ar spune. Dezamăgirile lui, cred că, nu știu, poate răutatea colegilor, atât mi-a rămas în, cred, invidii din partea colegilor sau puțini care... spunea el cu adevărat că îi poate număra pe degete. Și în viața de zi cu zi, puțini prieteni sunt în realitate și cu etichetă. El a avut foarte mulți dușmani. Paradoxal, cu faptul că a făcut foarte mult bine, a avut foarte mulți dușmani. Dar știi ce mă deranjează cel mai mult? De câte ori sunt eu invitată la voi în emisiuni sau din astea comemorative și așa. Oameni care în timpul vieții l-au blamat,
vin și spun, sau nu neapărat vin, spun în lume, peste tot, Doamne, cât de rău îmi pare că a murit Aurelie. Ei se știu atât de bine cum îl vorbeau în timpul vieții și câte spuneau. Și știe și Aurelian. De unde? Pentru că ei se spuneau între ei. Suna, ia uite, fiecare să se pună mai bine cu Aurelian. Aurelian, știi ce a zis de tine? X. Și el așa afla despre fiecare ce ziceau. Și cu toate acestea avea bunătatea și tăria de a aduce pe toți, de a-i privi în ochi, de a le zâmbi și de a le vorbi foarte frumos. Deci lucrul ăsta mie mi s-a părut extraordinar la el și l-am admirat extraordinar de mult. Și el îmi povestea. Ai văzut că i-am făcut emisiune persoanei răsă, știi ce a zis de mine? Ce? Și îmi povestea, uite, fiecare ce zicea, de cântat, altul de prezentat, fiecare avea o critică de făcut. Și cu toate astea nu m-a interesat și eu i-am făcut emisiune. Eu vreau să fac fapte bune. Îndârjirea asta lui de a face fapte bune, fără a ține cont de răutățile făcute anterior de persoanele respective, mi s-a părut extraordinară. În ultima perioadă a vieții lui, lui a suferit pentru că a aflat într-adevăr ce persoane sunt lângă el, pentru că nu toate erau persoane, o făcea din dragoste, din iubire, din respect, din foarte multe interese. Și de câte ori tu în viață faci ceva pentru interes, nu merge la bine, nu merge bine, nu? Adică nu se sfârșește cu bine, pentru că lucrurile în viață trebuie să ți le iei așa, cum ți le dă Dumnezeu, nu cu interes. Să stai lângă persoane pentru interes. Nu. Nu mi se pare... Și tocmai de-aia el a suferit foarte mult pe chestia asta. A rămas foarte dezamăgit. Foarte, de foarte multe persoane. Care el niciodată nu s-aștepta și le vedea foarte aproape de el. Și nu s-aștepta niciodată că o să fie chiar așa. Era dezamăgit și din cauza multor oameni, ei apropiați, fie îndepărtați, fie oameni din muzică, nu mai vorbesc pentru că oamenii din muzică, așa cum se spune în popor, i-au scurtat jumătate din viață. Dar cu toate astea, el nu răspundea decât cu bine. Era vărsător, avea momente în care s-aprindea ca focul, dar era omul care în 5 minute venea și cerea iertare. Și sunt în cazul martor de artiștul care și răbdător și pe la filmări și nu știu ce. Hai, cofico, pățico, mai trece, că nu știu ce. Izbucnea la un moment dat și apoi el, din sufletul bun, își cerea iertare. Nu știu sufletul cum poate să le mai răbde pe toate. Mult necaz și mult oftat, pe toate le-a adunat mai. Căci prea mult am pătimit, de când eram copil mic, măi mai. Știe doar sufletul meu, cât mi-a fost mie de greu mai. Mergând la o filmare, fiind agasat de acest domn solist de muzică populară, a mers mai mult forțat. El mi-a spus că a mers mai mult forțat și că nu și-a dorit să facă această emisiune. Și acolo, într-adevăr, a spus că s-a simțit foarte rău după ce a băut o răcoritoare sau o cafea, nu rețin exact. Dar momentul decisiv a fost că, într-adevăr, i-a fost foarte rău, a apelat la ambulanță, deci a fost foarte rău plecând de acolo. Da, așa este. A avut o perioadă foarte grea. Și a avut o perioadă foarte grea cu mulți dintre artiștii muzicii populare care el spune că i-a ajutat și la un moment dat i s-a întors spatele. Într-adevăr, cafeaua pe care a băut-o la un interpret anume, nu vreau să-i dau numele, că ar fi conținut ceva substanțe otrăvitoare, să zic așa. Care,
acum eu nu știu cât a fost de adevărat, pentru că lui, într-adevăr, în acea seară a fost foarte rău. A vomat foarte mult tot drumul, dar pentru că avea boala pe care o avea, noi echipa credeam că era de la boală, nu știu. Adică nu pot confirma 100% acest lucru. Dar, într-adevăr, așa s-ar fi spus că acea cafea ar fi conținut o substanță otrăvitoare. Acest polițist a încercat să-l otrăvească. Mi-au dat mesaje și mi-au spus, nu mai mori odată. Puțini dintre iubitorii de folclor știu că Aurelian, viața de zi cu zi, era un om... Se poate cununa în România cu bani. Nu contează să fii căsătorit. Îmi pare rău, dar s-a făcut. Când ajungea la Dervent, uneori nu-și mai ducea bagajul la cazare și vinea direct la bucătărie.